Florin Bican și v-am spus așa, aventurile cailor năzdrăvani rememorate de ei înșiși. Capitolul 12. Făt frumos cu părul de aur. S-a ridicat din tohoarca lui un cal mătăhălos și s-a arătat în lumina slabă a tăciunilor, înaintând spre centrul adunării. Numai după cum aducea picioarele, rar, parcă cosind cu ele, s-ar fi putut cunoaște că-i cal într-aripat. Și, într-adevăr, ajungând lângă jumătate de iepure șchiop, își desfăcu de pe trupul de culoarea furnirului de trandafir o mândrețe de aripi, pe care le întinse a binecuvântare peste toată adunarea. Modelul ăsta de mult nu se mai face, remarcă mesteacă în chicotind așa ai frățioare, în cuvință calul întraripat, fără supărare. Dar aici nu despre aripile mele era vorba, ci despre povești. Eu toate le-am ascultat și toate au fost istorii frumoase, urmă el cu glas gros. Și nădăjduiesc să mai auzim și altele, care să fie de ajutor la treaba pentru care ne-am adunat aici. Dar îndrăznesc a gândi că și istoria mea îi va fi de folos amărâtului de căluț, măcar cu o palmă să-i mai iasă jumătatea din pământ, că uite, ne-a prins noaptea pe aici. Stăpânul pentru care m-a crescut Sfânta Duminică era un prinț de ispravă. Avea și el frați nevolnici, care i s-au împotrivit cât au putut, ca să-și ascundă lipsa de vrednicie. Dar, până la urmă, virtutea lui a strălucit ca aurul dintr-o încercare într-alta, am ajuns să înconjurăm tot pământul și nu doar odată. Cu aripile mele nici nu era greu, dar vezi că aripile astea mă și dădeau de gol. Chiar dacă învățasem să le țin strânse pe lângă mine, lumea tot prindea de veste și mă arăta cu degetul ca la iar maroc, spre marea mea stânjeneală, de care nici prințul nu era scutit. Doar în toiul bătăliilor, la care ne mâna Sfânta Duminică, nu mai eram stânjeniți de aripile mele. Căci dușmanilor nu le venea la îndemână să râdă sau să mă arate cu degetul când mă înălțam deasupra lor. Așa am ajuns să căutăm răul peste tot pe fața Pământului și să-l stârpim. Atâta vreme cât luptam împotriva răului, simțeam că aripile mele au un rost. Dar, deși ieșeam de fiecare dată învingători, răul nu părea să dea înapoi câtuși de puțin, ba chiar se întețea. Iar oamenii păreau a-i se deschide tot mai mult. Noi ne-am urmat însă chemarea neabătuți până într-o zi, când stăpânului meu, i s-a făcut lehamite de oameni. Mie mi se făcuse mai de mult, dar nu eram eu stăpânul. Atunci ne-am retras amândoi din lume în pustietate. Stăpânul meu și-a lăsat împărăția și supușii pe mâna pismașilor săi de frați, pentru că, zicea el, așa meritau, iar el s-a făcut sihastru pe mine m-a slobozit și am continuat să o slujesc pe Sfânta Duminică. Dar frul meu din tâi a rămas la el, cu înțelegerea că, de câte ori îl va scutura, mă voi înfățișa lui fără întârziere. Veneam însă la el și fără să scuture frâul, pentru că îl îndrăgisem. Când nu mă trimitea Sfânta Duminică după una, după alta, îmi petreceam zilele numai în preajma lui, căci era atât de bun și de înțelept, încât până și aerul din jurul era înmiresmat, iar dobitoacele îi se închinau când se întâlneau cu el. Văzuse el că nu-i chip să dovedească răul de pe pământ, oricât ar fi fost el de viteaz și oricât de aprig i-ar fi fost armăsarul. Așa că se ruga în tot ceasul lui Dumnezeu, doar să o îndura el de oameni, căci regii și împărații nu făceau nicio scofală, necum sfetnicilor de taină. Îi mai aduceam eu vești din lume, dar de la o vreme mă rugase să-l cruț. Dar uite că lumea nu l-a cruțat. Într-o zi i-a trimis un semn. Mă nimerisem și eu pe acolo. Se duce sihastrul pe marginea râului care curgea pe aproape de coliba lui, și numai ce vede că vine pe apă o lădiță smolită, din care se auzea plâns de copil. Stă el puțin și se gândește, și, după ce face o rugăciune, cum îi era felul, intră în apă și trage lădița la mal cu o prăjină. Când o deschide, ce să vadă în ea? un copilaș ca de vreo două luni. Îl scoate din lădiță și, cum îl ia în brațe, copilașul tace ca prin minune. La gât avea atârnată o țeavă de soc. Sihastrul a scos din ea un răvaș și l-a citit cu glas tare în auzul meu. Am aflat astfel că pruncul fusese lepădat de o fată mare de împărat care alunecase și ea în valurile lumii, și care, de frica părinților, pusese copilul în sicriaș și dăduse drumul pe râu, lăsându-l în știrea lui Dumnezeu. Cam cumpățise și Voinicul cel fără de tată, numai că acesta, sărmanul, nu avea nici tată, nici mamă. Sihastrul ar fi vrut din toată inima să crească pruncul trimis de Dumnezeu. Dar gândindu-se că n-are cu ce să-l hrănească, l-a podidit un plâns de nu se mai putea opri. Atunci iarăși cade în genunchi și se roagă lui Dumnezeu cum făcea mai tot timpul, că avea genunchii tăpăciți de rugăciune mai ceva ca o cămilă. Și cum se ruga el, minune, deodată răsare dintr-un colț al chiliei sale o viță numai decât crește și se înalță până la streașina casei. Ne uitam amândoi la ea cu ochii cât cepele, în cazul meu niște cepe foarte mari, căci vița era plină de struguri, unii copți, alții pârguiți, alții aguridă și alții tocmai în floare. Sihastrul ia îndată o boabă mai coaptă și o dă copilului. Când o strânge omulețul între gingiile lui știrbe, numai ce țâșnește din ea belșug de lapte dulce și înmiresmat, de începe să gângurească de bucurie și, într-o clipă, soarbe tot laptele. Sihastrul îi mai dă o boabă și încă una și, văzând că mănâncă, se bucură din tot sufletul lui și mulțumește lui Dumnezeu. Cu struguri a crescut copilul, până ce a început să mănânce și altceva. Și era așa de drăgălaș de nu m-aș fi dat dus de acolo să-l văd cum crește. Sihastrul însă îl ferea de mine, că ci că nu-i bine să vadă copilul de mic cal cu aripi, că apoi crește crezând că așa sunt toți caii și mai rău se smintește. Așa că veneam pe la el după ce copilul se culca sau când era plecat la vânătoare căci crescând el, îl deprinsese sihastrul cu vânătoarea, cu ierburile și cu puterile lor, cu mersul aștrilor pe cer, cu tainele cititului și ale scrisului. Iar copilul creștea frumos, vesel și fericit, fără habar de lume și de drăgătorii ei. Într-o zi, când copilul dormea, Sihastrul a scuturat frâul și m-a chemat la el. Mi-a spus că-și simte sfârșitul aproape și că-mi va lăsa în grijă copilul, care nu era decât un băietan, să-l cresc eu mai departe și să-l învăț cu rosturile lumii, căci n-ar fi drept să trăiască numai în pustie și să se stingă acolo, fără să fi cunoscut și cealaltă față a lumii, ca să poată alege singur unde vrea să trăiască. Iar de va alege să se întoarcă în pustie, bine. De va alege însă să rămână în lume, asta i-a fost soarta. Dar eu să nu-i spun cum a venit el în lume până nu va ajunge să cunoască rosturile și datinile oamenilor și să-ți judece singur. Mi-a mai spus că, înainte să moară, îi va da copilului frâul și îl va învăța să-l folosească. Cu mare tristețe am plecat de la Sihastru, știind că data viitoare când mă va chema frâul, îl voi găsi în mâna băiatului. Și așa s-a și întâmplat. Când am venit să mă închin noului meu stăpân, l-am găsit pe marginea unui mormânt proaspăt săpat, după urmele ce se vedea în jur, de un leu uriaș. Sihastrul avea mulți prieteni ciudați. Copilul era cavai de el. Am aflat că de trei zile nu se mișcase de la mormânt și nu se oprise din plâns. Deși Sihastrul îi spusese ce se va întâmpla, când l-a găsit rece ca gheața, a morțit și țeapăn, s-a pierdut de tot cu firea. Iar când s-a pomenit și cu dita mai leul ieșit ca din pământ să-i sape groapa, a crezut că și-a pierdut mințile. Și colac peste pupăză se uscase din senin și vița la care subsese el în frage de pruncie. Așa că frâul îl scuturase într-o doară, neștiind la ce să se mai aștepte. Fiind el neînvățat a trăi singur, m-a primit cu bucurie, cât se mai putea bucura în acele clipe, și m-a rugat să rămân cu el, dar să mergem într-altă parte, unde să ne facem o colibă, căci acolo, lângă mormânt, simțea că nu se poate opri din plâns. I-am spus că vom merge să locuim unde sunt mulți oameni ca el. S-a minunat când a auzit că mai există și alți oameni în afară de el și de Sihastru. Am văzut atunci cât de înțelept fusese sfatul Sihastrului să nu-i spun cum venise pe lume până nu o vedea cu ochii lui rosturile și datinile oamenilor. S-a mirat el că oamenii ăia, dacă erau aievea, nu veniseră până atunci să ne caute, dar i-am spus că. Pentru ei, pustietatea noastră e ca nisipul malului pentru peștii din râu. Nu puteau trăi în ea. Și cu asta am dat să plecăm. Numai că, vezi, copilul nu avea haine. El credea că haina de purta tatăl său era ca blana fiarelor și aștepta să-i crească și lui una. Iar dacă i-am spus că trebuie să fie îmbrăcat, fiindcă ceilalți oameni nu umblă așa goi, băiatul a rămas cam pe gânduri. I-am zis atunci să bage mâna în urechea mea stângă și după ce a băgat mâna acolo, cam cu fereală, a scos niște haine pe care s-a necăjit că nu știa cum să le întrebuințeze. Așa că a trebuit să-l învăț tot eu. Apoi l-am învățat cum să încalece pe mine și am pornit. Calul întraripat își duce noul stăpân în lume. Când am ajuns în orașul cel mai apropiat și a văzut copilul mulțimea aia de oameni furnicând în sus și în jos, s-a cam înspăimântat de atâta zgomot și umbla tot cu frică, mirându-se de frumusețea caselor și de tot ce vedea până a băgat de seamă că fiecare lucru își are rânduia la sa. Eu îmi pusesem un țol în spinare, să nu mi se vadă aripile, dar trebuie să vă spun că m-am bucurat când l-am văzut pe copil cum se minuna de caii fără aripi, care treceau pe drum și îi arăta cu degetul ca pe niște ciudățenii. A trebuit să-l îmbărbătez tot timpul Că altfel ar fi șters-o înapoi în pustie din capul locului. Și, după ce am șezut noi în oraș câteva zile, mai obișnuindu-se el cu lumea și cu zgomotul ce înnăbușe orașele, m-am dus cu el de acolo până ce am ajuns pe tărâmul unor zâne. Da, nu ca zâna Filipa, că de aia nici nu m-am lăsat văzut de ele. L-am dus numai până la poarta lor și l-am sfătuit să se bage argat la ele, ca apoi l o învăța eu ce să facă. Îi făgăduisem sihastrului că îi voi face băiatului un rost și pentru asta era musai să-l bag argat la zâne. Zânele, trei la număr, aveau ce ne trebuia nouă, dar cu greu s-au înduplecat să-l primească argat. A trebuit să se roage mult de ele până l-au angajat de probă. Noroc că era frumos și iscusit la vorbă. Treceam adesea pe la băiat când erau zânele duse de acasă și îl mai învățam ce trebuie să facă. Într-o cămară din casele lor, zânele aveau o baie și în acea baie, la câțiva ani, într-o zi hotărâtă, curgea apă de aur. Iar cine se scăldea întâi, aceluia îi se făcea părul de aur și odată cu părul și mintea. I-am spus să ia seama, și când va sosi clipa, să fie pe aproape. Și ca să știm o treabă, să-și lase părul să crească, ca măcar să prindă mai mult aur în el. Căci, deși nu-mi plăceau, cunoșteam eu gândirea și fandoselile oamenilor, pentru care aurul cu atât e mai bun cu cât e mai mult. L-am sfătuit pe noul meu stăpân să ia aminte la ascunzătoarea unde zânele aveau o legătură cu trei rânduri de haine, pe care le păstrau cu îngrijire. Straie ca acelea nu mai găsea el, chiar de-ar fi fost să-mi scotocească urechile până în rărunchi. Băiatul băga la cap tot ce-i spuneam și de câte ori avea câte ceva greu de făcut, mă chema să-i dau ajutor. Iar treaba ieșea atât de bine, încât zânele prinseseră mare drag de el și i cam lăsau toată casa pe mână. Așa a ajuns el să ochească și cămara de baie și legătura cu hainele cele fermecate. Într-o zi, zânele au plecat la o sărbătoare, la alte zâne. Au avut grijă să-i poruncească argatului ca, în minutul când va auzi zgomot, în cămăruța cu baia, să rupă o șindrilă din strașina casei ca să le dea de știre, și să se întoarcă de grabă, fiindcă ele știau că e aproape să înceapă a curge acea apă de aur. Dacă a văzut el așa, m-a chemat de grabă. În baie, tocmai începuse să gâlgâie apa. L-am trimis să se scalde neîntârziat. Și el așa a făcut. Ieșind din baie, părul, crescut între timp până la brâu, îi strălucea asemenea soarelui, aprinzând întinderile mării. Băiatul a înșfăcat legătura cu haine, cum îl învățasem, și mi-a sărit în spinare. Eu numai ce mi-am deschis aripile și am luat-o la sănătoasa. Dar cum trecem peste pragul porții, încep casele, curtea și grădina a se cutremura și a urla așa de groaznic, încât am crezut că se prăvale pământul. De bună seamă că zânele au auzit și s-au întors acasă cât ai clipi ca niște valchire ce erau. Iar când or fi văzut ele baia și hainele prădate, iar argatul lipsă la apel, Minchipui că nu le-a luat mult să adune doi cu doi și să afle cine-i făptașul. Așa că au luat-o la după noi și era cât pe ce să ne prindă. Noroc că tocmai atunci am ieșit din hotarele lor și nu mai aveau putere asupra noastră. Ne-am oprit să le facem în ciudă. Făt frumos, cu părul de aur, îmbățâia din cap ca a apucat. Și bătea o darabană îndrăcită în oblâncul șei, iar părul îi fulgera în toate părțile, decrăpau zânele de necaz. Vezi că, odată cu părul, i se aurise și mintea, iar în trup căpătase putere de viteaz, îl simțeam după cum călărea. Voinicul cu părul de aur ajunge ajutor de grădinar la curtea împăratului. Ne-am oprit la prima împărăție care ne-a ieșit în cale și ne-am dus la curtea împăratului. Nu mai trebuia să-mi învăț stăpânul ce să facă. A târguit de pe marginea drumului un burduf de brânză mai mare, l-a despicat cu grijă, a dat brânza unei potăi de câine care se ținea după noi și, spălând bine burduful gol, și l-a pus în cap, strângându-și cu grijă tot părul sub el de ziceai că-i spun, căci tuleele bărbii nu-i mijiseră încă. Așa s-a dus la grădinarul împăratului, rugându-se de el să-l primească argat la grădina împărătească. Grădinarul nu prea voia să-l asculte, mai ales când îl vedea așa chel. Dar, după multe rugăminți și după ce băiatul s-a legat să-i dea jumătate din simbria primită de la împărat, l-a primit i-a dat să lucreze pământul, să care apă, să ude florile, l-a învățat să curețe pomii de omizi și brazdele de buruieni, tot ce trebuie într-o grădină pricopsită. Făt frumos, băga la cap tot ce-l învăța grădinarul, stăpânul său. Așa că, dacă a văzut grădinarul care are cine-l înlocui, a început să dea prin grădină din joi în Paști așa puteam și eu sta mai tot timpul cu stăpânul meu, să-l învăț ce are de făcut mai departe, că doar nu l-a la curte să rămână grădinar. Într-o zi, numai ce ne trezim că dă împăratul sfoară în țară, că a avut un vis și cine îl va desluși, va fi răsplătit cu un altul rang de sfetnic de taină. S-a înghesuit puhoi de lume să-și încerce priceperea, de la cititori în stele până la panglicar și terchea berchea De. Cine n-ar fi vrut o slujbă bine plătită la curte? Dar când au auzit că împăratul nu-și mai amintea visul, mai mult de jumătate din ei au plecat bombănind. Cei rămași au încercat să-l îmbrobodească pe împărat în fel și chip povestindu-i anapoda de prin cărți de vise, dar nu le-a mers. Împăratul a pus să li se taie capetele, pentru cutezanța de a fi vorbit fără să știe. Dar tot nu-și găsea liniștea. Îl chinuia cumplit gândul că visul, pe care nu și-l putea aminti, și care îl tulburase peste măsură, ar putea ascunde cine știe ce pildă hotărâtoare pentru el și pentru împărăția lui. De atunci își pierduse și somnul. Noi, în schimb, dormeam liniștiți printre caii din grajdurile împărătești. Până într-o noapte, când făt frumos s-a trezit din somn urlând și zbătându-se, de era să-i sară burduful din cap dau să-l liniștesc și el îmi spune că a avut un vis se făcea că venise potaia cărei i-ai dăduse el brânza din burduf și vorbind omenește îi povestea visul ce l-avusese împăratul numai că în visul lui potaia avea trup de om și numai capul de câine și din capul ăla i-a grăit cum că împăratul visase trei pepeni aduși dinaintea lui pe trei tipsii de aur. În aceeași clipă au ieșit degetele unei mâini de om, ținând un cuțit de aur, și au tăiat cei trei pepeni. Unul se cam trecuse, al doilea era numai bun de mâncat și al treilea tocmai dădea în copt. Asta, i-a spus câinele cu trup de om, însemna vârsta fetelor împăratului. Și că a sosit timpul ca să le dea la casa lor. Și cum a rostit aceste vorbe, câinele sau omul sau ce-o fi fost, a și pierit, lăsându-l pe făt frumos tulburat și cu părul lui cel de aur năclăit de sudoare. Cei drept, împăratul avea trei fete și, prins cum era cu treburile împărăției, cam uitase de ele să le facă un rost până i s-a zvântat foinicului părul, ne-am sfătuit ce să facem. Dacă îi deslușea împăratului visul, căci nu aveam nicio îndoială că asta însemna, atunci împăratul l-ar fi răsplătit pe lângă rangul făgăduit cu mâna fiicei sale celei mari, căci așa era datina. Soia nu-i venea, s-o respingă nu se făcea, iar lui de cea mică i plăcea până la ziua făcusem un plan. Să-l trimitem pe grădinar la împărat cu deslușirea visului, căci grădinarului nu i-o putea da pe fiesa, acesta fiind om însurat. L-ar fi făcut doar sfetnic de taină, ceea ce ne-ar fi putut fi și nouă de folos. Zis și făcut. Cum apare grădinarul să-și încaseze jumătatea de simbrie, făt frumos, îi spune visul împăratului și îl îndeamnă să se ducă să îl deslușească. Grădinarul îi dă o palmă de aude câinii în Giurgiu. Pasămite, el credea că făt frumos își bate joc de el, ca să-l facă să-și piardă capul și să ia locul. De-abia l-a putut potoli, că grădinarul era supărat foc și voia să-l arunce în drum. Până la urmă s-au înțeles așa. Să-i trimită grădinarul împăratului trei pepeni ca cei din vis, pe trei tipsii de aur. Când îi va vedea dacă așa a fost visul într-adevăr, împăratul și-l va aminti negreșit și va începe să răcnească. Iar atunci grădinarul n-are decât să-i deslușească visul, după cum îi spusese făt frumos. Grădinarul s-a învoit. A ales cei trei pepeni cum se pricepea el, i-a pus pe tipsii de aur și, hop, la împăratul. Din grădină l-am auzit pe împărat răcnind și am știut că potaia din vis nu ne păcălise. Nu trece mult și iese și grădinarul, îmbujorat și gătit în straie scumpe, și vine glonț la făt frumos să-l pupe pe amândoi obrajii că l-a pricopsit împăratul a hotărât neîntârziat să-și mărite fetele. A dat, deci, sfoară în țară și chiar de a doua zi au început a veni pețitori de la toți împărații din jur. Iar după ce fata cea mai mare și-a ales mire pe un fiu de împărat, s-a făcut mare nuntă împărătească. Când s-a sfârșit zaia fetul, a plecat împăratul cu toată curtea și cu grădinarul în frunte, gătit ca o sorcovă, ca să o petreacă pe fică sa până la hotarele împărăției. Numai fica împăratului, cea mai mică, a rămas acasă, căci ea era altfel. O văzuse Madesea stând la fereastră cu o carte în mână sau citind fețele anotimpurilor în oglinda grădinii căci odaia ei da în grădină, iar pe fereastra iatacului ei nu auzisem nici când larma proastă și chicoteli nătângi ca din iatacurile surorilor mai mari. Nici pe stăpânul meu nu-l luase cu ei, că, ci că să nu strice fața alaiului împărătesc cu țeasta lui pleșuvă. Atâta pagubă. Voinicul cu părul de aur o dobândește pe fica cea mică a împăratului. De îndată ce rămânem singuri, făt frumos își pune primul rând de haine șterpelite de la zâne, pe care era câmpul cu florile, și iese în grădină, trăgând cu coada ochiului la fereastra fetei, să o vadă dacă e acolo. Când o vede că se uită cu ochi mari la straile lui, odată își smulge burduful de pe cap și își lăsă părul de aur pe spate. Fata mai să vină de-a berbeleacul pe fereastră, văzând așa minune. Făt frumos, se face însă că nu bagă de seamă. Dai bătea inima în piept de se auzea de după colțul grajdului, unde mă pitisem până avea el să mă cheme. Își mai scutură odată părul și mă fluieră haiducește, de s-a speriat, cred, și ecoul, nu numai fata împăratului. Atunci apar și eu, cu, aripi, cu, aripile desfăcute, iar făt frumos mi se urcă în spinare și numai ce mă îndeamnă cu genunchii că și țâșnesc din loc. De să luăm ochii fetei! Și tot așa, dintr-un colț al grădinii într-altul, iar când ajungeam la gard, o coteam iute înapoi să nu ne piardă fata din ochi. Și uite așa, și eu fuga, și el fuga, și el fuga, și eu fuga, până ne-am pomenit că am dat toată floarea grădinii palancă la pământ. De-abia constatăm noi paguba că se întoarce și alaiul împărătesc cu surle și trâmbițe. Fata, zdrang, închide fereastra, iar făt frumos, descălecă de grabă, se îmbrăcă cu hainele sale de argat, își trage burduful peste păr și începe a drege ceea ce se stricase. Iar eu mă pitesc repede la loc după colțul grajdului. Când vede grădinarul stricăciunea, se repede la făt frumos cu palma ridicată. Băiatul îi amintește de palma ce i-o dăduse când i-a tălmăcit visul împăratului și grădinarul se potolește, crezând că o mai fi rost de un ciubuc. Chiar atunci, fata cea mică a împăratului deschide fereastra și poruncește grădinarului să-i aducă de îndată un buchet de flori din grădină. Grădinarul își pune mâinile în cap. Cu greu adună câteva văzduaje și îl privește neputincios pe făt frumos. Acesta îi face semn să stea molcom, îi ia florile din mână și dispare cu ele în grajd. Acolo își smulge un fir de păr de sub burduf și îl împletește printre flori, de ziceai că-i buchetul cules din rai. Se întoarce cu el la grădinar și îl trimite să-i ducă fetei. Grădinarul nu-și mai putea lua ochii de la buchet, de frumos ce era, iar când l-a văzut fata, l-a răsplătit cu un pum de galbeni, cu care mojicul s-a mai și lăudat la făt frumos, fără a-i da și lui măcar unul. Dar nu în galbenii lui stăteam noi. Nu mult după aceasta, fata împăratului cea mijlocie și-a ales și ea un fecior de împărat și l-a luat de bărbat. Nunta a ținut ca și la soră sa cea mare, iar la sfârșitul festivităților a petrecut-o și pe ea împăratul până la hotarele împărăției. Fata cea mică a împăratului iar nu s-a dus cu ei, ci a rămas acasă, prefăcându-se de astădată dată că este bolnavă. Nouă atât ne a trebuit. Făt frumos se îmbracă cu alte haine din garderoba zânelor. Cerul cu stelele, își lasă părul pe spate și iar călcăm toată grădina, fandosindu-ne pe dinaintea fetei, care se uita zgâită după noi. Când auzim trâmbițele alaiului împărătesc, ne împrăștiem de grabă. Făt frumos se îmbracă cu hainele cele proaste și se face a încerca să dreagă ceea ce stricasem. Grădinarul vine iar cu o falcă în cer și cu una în pământ, dar nici nu mai apucă a ridica mâna la făt frumos, că fata împăratului deschide fereastra și îi poruncește să vină la ea cu un buchet de flori. De data asta, de-abia mai găsește grădinarul câteva panseluțe, care, fiind mai joase, scăpaseră de sub copitele mele și le culege fluierând apagubă. gubă. Făt frumos îi face semn că nu-i bai, le ia, se duce cu ele în grajd și, smulgându-și încă un fir de păr din chică, îl înfășoară în jurul lor de ziceai că sculese din grădina raiului. De astădată dată se întoarce grădinarul cu doi pumni de galbeni de la fata împăratului și, trecând prin dreptul nostru, se tot freca cu ei pe bărbie să ne facă în sâc cu chilipirul lui. Noi însă nici nu l-am băgat în seamă. Între timp, beizadelele din jur învățaseră drumul spre împărat și au început să curgă pe pentru fata cea mică. Lui făt frumos, i s-a strâns inima cât un purice, dar când i-a văzut cât de îmbufnați ies din palat, a mai prins curaj. Vezi că niciunul dintre ei nu se putea lăuda cu un cal ca mine sau cu păr de aur și cu o straie cale ca lui făt frumos. Și cum mulți dintre pețitori voiau să-și mai încerce norocul și în zilele următoare, nădăjduind că fata împăratului se va răzgândi, se umpluse palatul de petrecăreți. Ca să mai scape de ei din casă, împăratul i-a scos la vânătoare și petrecerea s-a mutat în pădure. I-au urmat toți curtenii și servitorii, cu mic, cu mare, că doar era de lucru cu liota de pețitori și am rămas iar singur în palat. Făt frumos și-a pus al treilea rând de haine, cu soarele în piept, luna în spate și doi luceferi în umeri. Și-a lăsat părul de aur pe spate, a încălecat pe mine și vorba aia. Vin o mamă să mă vezi cum lucrez la spații verzi, de nu se mai sătura fata împăratului uitându-se la zbenguiala noastră. Da, vorba ai cam turtit grădina. De ziceai că trecusem pe acolo cu tăvălugul. Atât se stricase, încât nu mai era chip de a o drege. Și taman atunci se întoarce și alaiul de pețitori, lălăind cântece de vânătoare de-i auzeai de la o poștă. Dacă vede aceasta, făt frumos, se îmbracă iute cu hainele lui de argat, și așteaptă să se abată furia grădinarului asupra lui când o vedea paguba. Mânia grădinarului a trecut orice hotare când a venit și a dat cu ochii de isprava noastră. Dar când a vrut să-și răzbune grădina pe spinarea argatului, fica împăratului i-a cerut iar flori de la fereastră. Grădinarul da din colț în colț și nu știa ce să facă. În cele din urmă a mai găsit vreo două brândușe ofilite, rămase de prin primăvară, dar nu-i venea să-i le ducă fetei, cât era el desfetnic de taină. Făt frumos, i le-a luat numai din mână, s-a dus cu ele în grajd și a smuls furiș încă un fir de păr și a făcut cu el un aranjament în jurul sărăciilor de brândușe de ziceai că orhidee, s-a dus grădinarul cu ele la fată, mândru nevoie mare, și s-a întors cu trei pumni de galbeni, dându-i cu tifla lui făt frumos, că doar mi-a făcut cu ochiul și și-a râs în barbă. Pețitorii, beți cum erau, nici nu mai băgau în seamă grădina, iar servitorii nici atât, fiind ei ocupați să frece mesele cu mentă și să aducă mâncare și băutură. Împăratul n-avea ce face, bea și el cu pețitorii. Că asta era datina și de necaz cânta Cine are fată mare, mare supărare are. Da, vezi că și pețitorii începeau a fi supărați, că prea ducea fata împăratului cu vorba. Așa că i-au cerut împăratului să scoată de la ea un răspuns, ori că-i laie, ori bălaie, ori că-i stan, ori căpitan împăratul dădea din colț în colț. M-am vorbit și eu cu făt frumos, cum ar fi mai bine să facem. Și după ce am întors noi lucrurile pe toate fețele, făt frumos s-a dus la grădinar și l-a îndemnat să-l sfătuiască pe împărat, că doar era sfetnic de taină, și l-a ademenit cu galbenii ce aveau să iasă la trebușoara asta, așa cum îi ieșiseră de fiecare dată când mersese pe mâna lui grădinarul s-a învoit să-l sfătuiască pe împărat, numai că habar n-avea ce sfat să-i dea. Și atunci l-a învățat făt frumos să-l pună să facă un foișor cu poarta pe dedesubt, pe unde să treacă toți fiii de împărat și de boieri și pe care îl va alege fata să-l lovească cu un măr de aur ce-l va ține în mână și după acela s-o dea împăratul. Împăratului i-a plăcut sfatul L-a răsplătit pe grădinar cu o pungă de galbeni, lăudându-i înțelepciunea și a făcut în tocmai. Au trecut toți pețitorii pe sub foișor, dar fata nu l-a lovit pe niciunul. Stătea îmbufnată în foișor și se uita numai la mărul cel de aur care amintea de pletele stăpânului meu. Când s-au isprăvit pețitorii împărătești, grădinarul i-a suflat împăratului tot învățat de făt frumos, că ar fi bine să treacă și oamenii curții. Au trecut și grădinarul, și bucătarul cel mare, și vătaful, și slugile, și vizitii, și toți rândașii. A trecut până și mentorul, cel însărcinat cu frecatul meselor cu mentă înaintea spețelor. Dar degeaba, fata n-a lovit nici pe unul. Împăratul și-a pierdut de tot cumpătul și a întrebat dacă n-a mai rămas cineva netrecut. Grădinarul, făcându-se a se gândi îndelung și mai încasând o pungă de galben de la împărat ca să-l ajute la gândit, și-a amintit dintr-o dată că a mai rămas un prăpădit de argat de la grădinărie, pleșuv și tălâmb de nare seamăn pe lume. Împăratul a poruncit să treacă și el spre hazul adunării, a venit și făt frumos, de ziceai că-i adunat de pe gârlă, cu burduful tras peste păr până la urechi, cu fața cănită și cu hainele mânjite de noroiul grădinii. Iar când, de voie de nevoie, a trecut pe sub foișor, fata jap l-a pălit cu mărul. Să te ții atunci ciudă pe împăratul. I-a adunat pe toți încă o dată, l-a amestecat pe argat printre ei și i-a pus iar să treacă pe sub foișor. Fata iar l-a lovit pe făt frumos. De trei ori a repetat împăratul procedura, de la umplut fata de vânătăi și de cucuie pe făt frumos al meu, tot nimerindu-l cu mărul de aur. Dacă a văzut și a văzut împăratul că și a treia oară tot pe argat îl lovește fata, s-a plecat la sfatul grădinarului și a dat-o argatului de nevastă. Nunta s-a făcut cam pe ascuns și împăratul i-a oropsit pe amândoi și nu mai voia să știe și să audă de ei. Dar, de silă, de milă, i-a primit să locuiască în curtea palatului. Le-a dat un bordei într-un colț al curții, iar pe argat l-a făcut în jocură sacagiu împărătesc punându-l să care apă cu o șcheapă, și să ude grădina pe ploaie. Toate slugile împăratului râdeau de el și toate murdăriile le aruncau pe bordeiul lui. Înăuntru însă le adusesem eu toate frumusețile lumii, ce nu se găseau nici în palatele împăratului. Deși era destul ca făt frumos să-și scoată părul de sub burduf, ca să lumineze ca soarele în bordeiul lor fără ferestre. Fata împăratului astupase cu câlți toate crăpăturile, pentru ca nu cumva lumina nepământească să-i dea de gol. Și fericire ca a lor și voie bună ca a lor nu mai găseai la nimenea vorba cântecului, dar n-a fost să țină mult voinicul cu părul de aur îi pune pe fugă pe dușmanii împăratului de trei ori la rând și tot degeaba. Pețitorii împărătești nu se împăcau deloc cu gândul că un argat pleșuv le suflase mirea sa, așa că s-au vorbit să se unească și să facă război împotriva împăratului. Jale mare pe împăratul când a auzit. Sfătuit de grădinar, pe care îl instruise ca de obicei făt frumos, a trimis carte ginerilor săi, rugându-i să-i sară într-ajutor. Aceștia au venit numai decât cu oaste și s-au alăturat socrului lor. Făt frumos a trimis-o și el pe soția sa, să-l roage pe împărat să-i dea voie să meargă și el la bătălie. Împăratul, după ce i-a spurcat bine pe amândoi în auzul întregii curți, s-a înduplecat și a poruncit să-l lase să care și el măcar apă pentru o știre. Făt frumos, cu hainele lui proaste și călare pe mârțoaga șchioapă înhămată la saca, a plecat înainte. O știrea l-a ajuns într-o mlaștină unde îi se împotmolise apa și unde se muncea ca să o scoată, trăgând-o când de coadă, când de cap, când de picioare oștenii și ginerii cei mari râdeau să se prăpădească, iar împăratul, văzându-l, i-a zis că la întoarcere o să lungă bufonul curții, că de sacagiu nu-i bun. Apoi au trecut înainte. Iar după ce s-au scurs și ultimele găini de la intendență, făt frumos, scoate iapa din noroi, mă cheamă din bălăriile unde stăteam pitit, se îmbracă cu hainele, câmpul cu florile și pornim spre locul bătăliei. Cum ajungem, aterizăm pe vârful unui munte din apropiere, să urmărim mersul ostilităților. Nu mult după noi ajung și oștile și se izbesc cu mare larmă. Băgând noi de seamă că oastea vrăjmașă este mai mare la număr și mai tare, ne repezim din vârful muntelui asupra ei ca un vârtej. Îl purtam pe făt frumos prin mijlocul ei, cu paloșul în mână, iar el tăia în dreapta și în stânga pe oricine întâlnea. Orbiți de strălucirea pletelor lui, vrăjmașii nu știau ce i-a lovit. N-a apucat el să tranșeze prea mulți, ca așa spaima a dat printre ei strălucirea hainelor și zborul meu, încât oastea a rupt la fugă, fiecare încotro vedea cu ochii. Unul nu mai stătea să arate cu degetul la aripile mele. Împăratul, după ce vede minunea, îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a trimis îngerul său, de la scăpat din mâna vrăjmașului, apoi se întoarce vesel la casă. Noi nu mai stăm să-l conducem, luăm drumul înapoi spre mlaștina din care pornisem și acolo îl găsește împăratul, iarăși, pe făt frumos, prefăcut în argat, muncind să-și scoată iapa din noroi. Și, cum era cu voie bună, împăratul a trimis câțiva soldați să-l ajute. Despre postul de bufon nu și-a mai făcut vorbă. Dar n-a apucat împăratul să sărbătorească bine izbânda, că vrăjmașii lui, cu o știre și mai mare, s-au ridicat iar asupra lui. S-a pregătit și el de război și a plecat să-i înfrunte. Făt frumos, iar s-a rugat împărat să-l lase și pe el să meargă și iar a fost huiduit. Grădinarul i-a amintit însă împăratului ce mai râsese oastea de el în drum spre bătălia trecută. Și l-a convins că sacagiul și apa lui Șcheapă sunt numai buni să ridice moralul trupelor cu încă o partidă de lupte în noroi. Împăratul s-a învoit. Lucrurile s-au petrecut la fel ca prima dată, numai că acum oștenii au început să parieze, care pe iapă, care pe făt frumos, că vor ieși din nămol. Dar, văzând că nu câștigă nimeni, s-au dus în treaba lor și ne-au lăsat acolo. L-am luat pe făt frumos, acum în hainele lui cele cu cerul cu stelele, și am zburat la muntele nostru. Oștile s-au ciocnit cu zgomot, iar dacă am văzut că vrăjmașii sunt mai puternici, ne-am repezit din munte și am pus pe goană, disecând la ei din norul de lumină orbitoare ce ne învăluia. Împăratul s-a întors iarăși vesel, mulțumind lui Dumnezeu de ajutorul ce i-a dat. Și iarăși, trecând pe lângă blaștina în care noi ne reluasem pozițiile, ca și cum nici n-am fi plecat de acolo, a poruncit ostașilor să-l scoată din noroi pe nevoiașul de sacagiu. Apoi s-a așezat în palat să se bucure de izbândă. Dar când a auzit că vrășmașii se ridică și a treia oară cu oaste și mai mare, și că au ajuns la hotarele împărăției sale, câtă frunză și iarbă, împăratul s-a mâhnit până în fundul inimii și l-a năpădit un plâns de la auzeam din grajd cum se zbuciumă. Și a plâns și a plâns până ce a simțit că-i slăbesc vederile. Apoi și-a strâns toată oastea și a pornit la bătălie. În timp ce eu m-am dus pe furiș la locul știut, Făt frumos a luat-o și el înainte, tot pe iapa lui cea șchioapă. Îl îmbrăcase rănstraie cu scripici, ci să fie hazul mai mare când s-o lupta cu iapa în noroi. După ce a trecut toată oastea, făcând mare haz de el, s-a îmbrăcat cu hainele cele cu soarele în piept, luna în spate și doi luceferi în umeri și a lăsat părul de aur pe spate, a încălecat pe mine și într-un minut am fost iarăși pe munte, unde așteptam ca la teatru să vedem ce s-o întâmpla. Se întâlnesc oștile, se lovesc din mai multe părți și încep să se taie unii pe alții fără cruțare, atât erau de înverșunați ostașii. Acum ar fi fost rândul nostru să facem haz de ei, dar nu știu cum, parcă nu ne prea venea. Către seară, când am văzut că o oștirea vrăjmașă era să pună pe goană pe cea a împăratului, ne-am repezit din munte ca un fulger și am trăsnit în mijlocul lor, încât s-au îngrozit de nu mai știau ce fac. Strălucirea hainelor lui Făt Frumos, până într ai orbise și îi zăpăcise pe vrăjmași, de credeau că a venit sfârșitul lumii și pe mult, pentru mulți chiar venise. Făt frumos lovea cu paloșul în toate părțile. Groaza intrase în inimile potrivnicilor și îi tulburase de își uitaseră de bătălie. Căutau, căutau numai să scape cu viață. Au luat-o dar la sănătoasa, care încotro vedea cu ochii, dând năvală unii peste alții, deșrupeau gâturile. Făt frumos însă îi gonea și îi secera cu paloșul ca pe buruienile cele rele când era ajutor de grădinar la împăratul. În toiul luptei, fără să prindă alt cineva de veste, s-a crestat din adins la mână cu tăișul paloșului. Împăratul l-a văzut însângerat și i-a dat batista sa cu monogramă să-și bandajeze rana. Bătălia n-a mai ținut mult, și vrăjmașii au fost toți spulberați. Făt frumos și cu mine ne-am făcut nevăzuți, iar împăratul și oastea lui s-au întors acasă, izbăviți de primejdie, oprindu-se pe drum ca să-l despotmolească pe făt frumos, care se făcea a nu se fi mișcat de acolo cât ținuse bătălia. Voinicul cu părul de aur și caprele sălbatice dar împăratului iar nu i-a tihnit biruința, căci sosind el casă a orbit. Pasămite decât plânsese înainte de bătălie. Toți vracii și toți filosofii care citeau în stele au fost aduși, dar nimeni n-a putut să-i dea vreun ajutor. Într-una din nopți, făt frumos a visat iar câinele cu trup de om, care i-a zis că, dacă împăratul se va spăla la ochi cu lapte de capră roșie sălbatică, își va redobândi vederile. L-a trimis pe grădinar la împărat să-i spună asta ca din partea lui. Și grădinarul s-a dus glonț și s-a întors cu un castron de galbeni pe care i-a zornăit pe sub nasul lui Făt Frumos, făcându-i în sâc că împăratul i-a făgătuit de două ori pe atât dacă leacul se dovedește bun bun nebun, dar de, de un să-l ia. Auzind de acest leac, cei doi gineri mai mari au pornit singuri, fără să-l cheme și pe cel mic. Atâta pagubă! Eu știam unde putem găsi capre roșii sălbatice și l-am repezit pe făt frumos până la smârcurile în care trăiau ele. Nu erau deloc ușor de prins, dar mite de mulți. Însă cât se luptase stăpânul meu cu ea făcându-se a încerca să o scoată din mlaștină, Dobândise așa o iscusință, încât i-a fost ușor să ademenească un ciopor de capre într-un smârc, unde s-au împotmolit de nu se mai puteau mișca. Atunci le-a muls până a umplut două burdufuri, pe care le luase cu el, și am dat să ne întoarcem la palat. La marginea drumului ne aștepta însă câinele, căruia-i dăduse brânza din burduf și care, în două rânduri, îi apăruse în vis cu trup de om ca să-l învețe ce să facă. Acum stătea și trăgea cu ochiul la burdufurile cu lapte de capră roșie. Făt frumos a priceput ce voia el, însă n-avea în ce turna laptele. S-a uitat în jur, dar eram în pustie. Atunci și-a făcut pumnii căuși și i-a umplut cu lapte dintr-unul dintre burdufuri. A îngenunchiat dinaintea câinelui, iar acesta a lor păit lacom laptele din pumnii săi, după care s-a uitat iar către burduf. Făt frumos și-a umplut iar pumnii și i-a dat să bea, și tot așa de trei ori. După ce a băut și a treia oară, câinele, s-a dat de trei ori peste cap și s-a făcut câinele cu trup de om din visele lui Făt Frumos. Ținea în mână o cârjă. A atins cu capătul ei cele două burdufuri, lăsând pe ele un semn de forma unui ochi ca ars cu fierul roșu. I-a întins cârja lui Făt Frumos, care a primit-o de la el. Apoi, omul cu cap de câine sau câinele cu trup de om, S-a dat iar de trei ori peste cap, s-a făcut la loc câine și a plecat mulțumit. Ne-am văzut și noi de drum și am ajuns înapoi la palat fără să prindă nimeni de veste. Făt frumos, a intrat nebăgat în seamă în bordei. I-a dat burdufurile cu lapte soției lui în păstrare, iar el s-a îmbrăcat în veșmânt de păstor din țara sfântă, coglugă ce-i acoperea părul, și mai bine de jumătate din față. Și a luat cârja într-o mână, iar în cealaltă o găleată plină cu lapte degresat, iar eu l-am dus pe coclaurile, unde cumnații săi rătăceau de nebuni. Acolo m-am ascuns, iar el le-a ieșit zăbăucilor înainte. Cei doi, când îl văd îmbrăcat așa ciudat, îl opresc și îl întreabă ce are în găleată. Prefăcându-și glasul și vorbind stâlcit ca să nu-l cunoască, el le răspunde că duce lapte de capră roșie la împăratul care orbise de plâns și aflase de la sfetnicul său de taină că îi va veni vederea dacă se va da cu acele lapte pe la ochi. Atunci ei au încercat să-i cumpere laptele. Făt frumos le-a răspuns că laptele nu-l dă pe bani, ci că, dacă vor să aibă lapte de capră roșie, să se învoiască a fi robii lui și să rabde să le pune pe cetea lui pe, pe, spinare. După ce vor fi slobozi, după care vor fi slobozi, să se ducă și să nu mai dea pe la dânsul vreodată. I-am văzut, din ascunzătoarea mea, cum s-au uitat furiș unul la altul cu viclenie. Parcă și spuneau, măi, da' prost e străinul ăsta îmbrăcat ca o sperietoare și l-au lăsat pe făt frumos să-i atingă cu capătul cârjei sub cămeșoaiele pe care și le-au tras numai decât de pe spinare, ca nu cumva să se răzgândească guguștiucul. Apoi făt frumos a luat-o chipurile îndărăt spre țara sfântă. Când s-a pierdut ciudatul de călător după un cot al drumului, cei doi au început să joace de bucurie, plăznindu-și unul altuia palmele deasupra capului, și lăudându-se că dacă papagalul ăla cu glugă va îndrăzni vreodată să le calce pragul, vor pune străjile pe el. După ce au plecat lălăind pe drum, am ieșit și eu din ascunzătoare, l-am cules pe făt frumos și ne-am întors la palat, adică la bordei, adică la grajd, în cazul meu. S-au întors și îngânfații de gineri cu donița lor de lapte degresat și au prezentat-o împăratului ca pe sfintele moaște. Împăratul i-a pupat pe amândoi obrajii, s-a uns cu laptele la ochi, a băut din el și a făcut gargară, dar degeaba. După ce i-a cerut îngăduința să-l guste și el, grădinarul, care pe semne a recunoscut poșirca, i-a spus că poate să se spele cu laptele pe cap, ceea ce sărmanul împărat a făcut pe loc spre hazul curtenilor. Dar vederea tot nu i-a revenit, când a văzut că nădejdea lui fusese în van și mai rău s-a necăjit. Atunci s-a înfățișat și fica cea mică la împărat cu un burduf de lapte din cel adevărat și a spus că l-a dusese bărbatul ei și că-l roagă să se ungă cu el la ochi. Din furios ce era, s-a făcut împăratul și mai furios, bălăcărind-o și pe ea și pe bărbatul său cum îi venea la gură căci din cauza lor, zicea el, i s-au tras toate necazurile. Grădinarul, la un semn al lui făt frumos, stăruie și el, pe lângă împărat, să încerce laptele adus de fiesa cea mezină, căci chiar de nu-i va face niciun bine, mai rău nu avea cum să-i facă. Părându-i se bun sfatul grădinarului, împăratul își răsplătis fetnicul de taină cu câțiva pumni de galbeni, și se înduplecă să primească laptele adus de fica cea mică. Se unse cu el la ochi o zi, se unse și a doua zi și cu mare mirare simți că începuse a zări ca prin sită. După ce se mai unse și a treia zi, văzu cum văd toți oamenii cu ochii luminați și limpezi. Să fi văzut bucurie pe el când s-a însănătoșit. A dat o masă mare la toți boierii și sfeșnicii împărăției și sfetnicii împărăției. La stăruințele grădinarului l-a primit și pe făt frumos să-și adă în coada mesei cu grămăticii, tălmacii și condeierii. Împăratul ședea în capul mesei cu ginerii favoriți de-a dreapta și de-a stânga de parcă cine știe ce isprav ar fi făcut aceștia. Făt frumos a așteptat cu minte cu cârja primită de la câinele cu trup de om până a văzut că împăratul e cu chef și mesenii încep să povestească snoave și cimilituri. Atunci a cerut și el îngătuința să spună o parabolă. Împăratul a dat să-l repeadă, ca de obicei, dar grădinarul, cu care făt frumos se vorbise din timp, l-a îndemnat să-l asculte și pe bietul sacagiu, că nu degeaba voise să se lungă bufonul curții. Împăratul s-a înduplecat iar făt frumos a început să povestească. Parabola lui făt frumos cu părul de aur Cică, un împărat puternic, avea trei fete. Când le-a venit vremea de măritat, cele două mai mari au luat cât un fiu de împărat din vecini. Pe cea mică a cerut-o un fiu de împărat de peste nouă mări și nouă țări. Împăratul s-a învoit să-i dar numai dacă vor rămâne să locuiască la curtea lui. Și pentru că prințul de peste nouă mări și nouă țări o iubea pe fata cea mică a împăratului, a rămas la curtea lui. Cu toate acestea, împăratul îl avea ca sarea în ochi și de urâtul lui a început să jurască și fica cea mică. N-a trecut mult, și un împărat vrăjmaș a pornit cu oaste împotriva lui și a călcat împărăția. Cei doi gineri mai mari i-au venit într-ajutor cu oștile lor, dar vrăjmașul i-a pus pe toți pe fugă. Atunci, soțul celei mici l-a înfruntat singur pe împăratul vrăjmaș și, biruindu-l, a gonit din împărăție. Dar socru său l-a obidit mai departe, că i străin, Că nu ține datinile lor, și tot așa. Iar pe cumnații lui a continuat să-i laude, deși nu făcuseră nicio scofală. La scurtă vreme după această izbândă, împăratul se îmbolnăvește. Doctorii spun că nu se află alt leac pentru boala lui, decât apă vie de la munții care se bat în capete. Pornesc toți ginerii să-i aducă apă. Cei doi mai mari se duc împreună. Când ajung în prima cetate, se opresc și cumpără apa obișnuită de izvor de la un sacagiu și o duc împăratului în chip de apă vie. Împăratul o bea, dar nu pricepe nimic din ea. Trece o vreme și vine și ginerele cel mic cu apa vie de la munții care se bat în capete. Împăratul o bea și se pune pe picioare. Dar, cu toate acestea, când face o petrecere ca să-și sărbătorească însănătoșirea, îi așează lângă el, în capul mesei, pe bărbații surorilor mai mari, iar pe soțul celei mici îl pune în coada mesei, cu dăscălimea și moflujii. Când a ajuns el cu povestea aici, împăratul s-a sculat de la masă și a început să răcnească cum că dacă un împărat ca cel din poveste există, acela nu e vrednic de coroana sa. Privindu-l în ochi, făt frumos i-a spus, tu ești împăratul acela. Până s-a puce împăratul să zică o vorbă, cum nații, care se simțeau cu musca pe căciulă, au sărit cu gura pe cumnatul lor, că cine se crede, cum decutează a vorbi astfel, că uite ce se întâmplă dacă le dai nas la toți troglodiții să iasă din bordeie și câte și mai câte. Credinarul, învățat dinainte de făt frumos, îl întreabă pe împărat dacă le este îngăduit robilor să stea la aceeași masă cu stăpânii lor, dar mite să se mai ia și cu ei în gură. Împăratul, deja furios, când mai aude și una ca asta, zice că nici de cum. Dacă se află asemenea robi, răcnește el, sunt vrednici de spânzurătoare, asemenea ginerilor din povestea de mai înainte. Atunci, făt frumos, atinge zidul casei cu capătul cârjei și lasă pe el un semn de forma unui ochi. Toți, în frunte cu împăratul, se uitau cu gura căscată. Văzând că s-a făcut liniște de auzei musca, făt frumos le-a spus de a fi rapăr povestea lui poftindu-l la sfârșit pe împărat să-i caute pe ginerii cei mari sub cămeșoaie de pe cetea lui, cea care se vede și pe zidul casei. Dar n-a mai fost nevoie, căci cei doi neisprăviți au șters-o de acolo rupând pământul, dându-se astfel singur de gol. Împăratului tot nu-i venea graiul. Făt frumos scoate și batista însângerată pe care o avea de la împăratul, iar acesta Cunoscând-o după monogramă, începea să lumina la cap. Dar parcă tot nu-i venea, nu venea să creadă. Așa că, făt frumos, se scoale de la masă, se duce, dezembracă cu hainele cele cu soarele în piept, luna în spate și doi luceferi în umeri. Își lasă părul pe spate și se înfățișează împăratului și întregii adunări. Cum l-au văzut mesenii, îndată s-au ridicat. Minunându-se care mai de care. Făt frumos era atât de mândru și strălucitor încât la soare te puteai uita, dar la el ba. Împăratul, după ce a lăudat-o pe fiica sa pentru alegerea ei bună, s-a dat jos din scaunul împărăției și a vrut să-l urce în loc pe ginerele său, făt frumos. Spre mirarea celor de față, făt frumos m-a fluierat și am ieșit la iveală fără țol peste aripi, așa cum ne vorbiserăm Se minuna adunarea mai ceva ca de pletele de aur ale lui Făt frumos. Stăpânul meu i-a mulțumit împăratului pentru cinstea ce voia ai o face, dar l-a îndemnat să-și caute alt urmaș la tron, căci el vede acum că împărăția nu-i pentru el. Căci o fată de împărat îl aruncase pe el în râu de frica împărăteștilor săi părinți, și cu toate că lumea a fost potrivnică, a reușit să-și facă singur un rost în ea, ajutat de armăsarul său. Dar, cu ce preț? Părul lui cel de aur și hainele cele minunate le-a dobândit prin minciună și înșelăciune, chiar dacă zânele de la care căpă le căpătase nu erau nici ele niște sfinte. Bunăvoința împăratului o câștigase tot cu ascunzișuri și unăltiri, pentru că altfel nu l-ar fi ascultat, nici nu l-ar fi crezut. Pe cumnații lui împărătești a trebuit să-i amăgească cu tot felul de tertipuri, pentru că l-au disprețuit din capul locului, urmând pilda socrului lor, împăratul. Grădinarul care l-ajutase fusese și el, cumpărat cu galbenii dobândiți de pe urma sfaturilor sale numai pe fiica împăratului, o dobândise cinstit. Deși și aici trebuise să se ascundă de ochii lumii, iar socrul său îl urcisise și îl huiduise cu fiecare prilej. Așa că n-au decât să rămână în lumea lor și să-și vadă mai departe de datin și obiceiuri că el își ia nevasta și calul și se întoarce în sălbăticia din care a venit, unde fiarele sunt mai cuminți decât oamenii și nu se scoală ni tam ni sam cu oaste împotriva vecinului. Și așa, după ce făt frumos, s-a oprit la frizer să-și tundă părul de aur, ne-am întors în hotarele cele binecuvântate ale sihastrului, ale cărui învățături dăduseră în cele din urmă roade în viața copilului găsit, care și-a făcut cu adevărat un rost, trăind fericit alături de mireasa lui, până la adânci bătrâneți. Ia pacea care trăgea la saca, a venit și ea cu noi, căci făt frumos o îndrăgise, iar Sfânta Duminică a făcut-o ca nouă. Calul de culoarea furnirului de trandafir reveni de îndăratelea în umbrele unde își lăsase tohoarca, o culese cu dinții de pe jos, o a zvârli cu un gest expert în spinare și se duse după ceilalți cai, să vadă ce se mai alesese de jumătatea îngropată a căluțului după povestea lui. O găsiră ieșită din pământ până la genunchi. Bună treaba ai făcut trandafire, îl lăudă chiparos. Se vede treaba că ai fost grădinar la viața ta, comentă și mesteacăn. Deși ochiul jumătății dezgropate era în continuare tulbure și rece, urechea începuse să-i vibreze ușor. Izul de pucioasă se întețise. Acum nu-l mai simțeau doar caii. Aleodor și mireasa lui își încrețeau și ei nasurile, căutând să deslușească din cotro vine suflarea ca de iad, ce atârna grea peste bulgării de pământ sfărmicios, răscoliți de jumătatea de căluț ivită din adânc. Om vedea noi de unde vine, rosti în cu glas tare, gândurile tuturor. Cât mai avem vreme, hai să scoatem din pământ ce mai e ascuns de acolo, căci tare n-aș vrea ca cel ce suflă așa despurcat să-l prindă neîntregit pe acest căluț urgisit. Îl simt pe aproape și știu că după jumătate de iepure șchiop vine, căci cu el are ce are. Și pentru că numai poveștile noastre par aia de meni jumătatea să iasă din pământ, Hai, care mai aveți o poveste?" Povestiți, povestiți!" îi îndemnă și fata împăratului verde. Că poveștile voastre par a mai alunga duhoarea care ne împresoară.